Viața Sfântului Apostol Simon Zilotul. Acest sfânt apostol era de neam din Cana Galilei, cunoscut Domnului nostru Iisus Hristos și Preacuratei Maicii sale, deoarece Cana nu este departe de Nazaret. Când Simon a avut nunta cea legiuită, a fost chemat și Iisus cu ucenicii acolo unde, neajungându-le vinul, Domnul a prefăcut apa în vin. Mirele, văzând o minune ca aceea, îndată a crezut că Domnul este adevăratul Dumnezeu și, lăsându-și și nunta și casa, i-a urmat lui cu o sârdie, pentru care s-a numit Zilotul, adică râvnitor. De s-a aprins cu atât de mare dragoste dumnezeiască către Hristos, încât și mireasa sa și pe toate cele lumești le-a trecut cu vederea pentru dragostea lui Dumnezeu și și-a făcut sufletul său mireasă mirelui celui fără de moarte, numărându-se în ceata ucenicilor lui Hristos, și a fost unul din cei 12 apostoli. Iar după ce a primit cu ceilalți sfinți apostoli pe Preasfântul Duh, cel ce s-a pogorât în chip de limb de foc, a trecut în Mauritania și în Africa, propovăduind pe Hristos și răbdând pentru el cu râvnă înfocată. După aceea, fiind în Britania și luminând pe mulți prin cuvântul Evangheliei, a fost răstignit de cei necredincioși și s-a sfârșit prin pătimirea cea de un chip cu a lui Hristos.